Dragi ascultători, în conștientizarea spirituală a lucrurilor, trebuie să discerniți și să acționați conform voinței bune a lui Dumnezeu. Pentru a distinge binele de rău, trebuie să avem un standard a bunătății. Numai când vom ști care este standardul suprem și perfect al bunătății, vom putea discerne ce este bunătatea, fiind ghidați de aceste standarde. În Evanghelia după Luca, capitolul 18 cu versetul 18, un fruntaș l-a numit pe Iisus Bunule Învățător, spunea el. Și mai departe, în versetul 19, Iisus i-a răspuns. Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu. Numai Dumnezeu este cu adevărat bun și singurul standard al bunătății este cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Desigură, Domnul nostru și Duhul Sfânt sunt una cu Dumnezeu, iar inima lor este însăși bunătatea atunci de ce Isus, care este însăși bunătate, spune nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu, cum am citit. Aceasta pentru că la vremea aceea oamenii nu știau încă că Iisus era Fiul lui Dumnezeu, tipul lui Dumnezeu. Ei îl considerau doar un om, o creatură obișnuită. Prin urmare, spunând că numai Dumnezeu este bun, Iisus i-a făcut să înțeleagă că oamenii, făpturile obișnuite, în ei înșiși nu pot înțelege sau căpăta bunătatea perfectă. Isus a fost absolut fără vid. Doar El a venit pe acest pământ pentru a ispăși păcatele omenirii. El a devenit o jertvă ispășitoare, luând asupra sa povara păcatelor întregii lui. De aceea Isus nu a spus că El este bun până nu a împlinit providența mântuirii pe cruci. Și încă ceva, întrucât inima Duhului Sfânt este absolut bună, atunci fiecare om poate dobândi exact aceeași inimă bună dacă a primit Duhul Sfânt și, ca copila lui Dumnezeu, se supune în totalitate dorințelor Duhului Sfânt. Dragi ascultători, ceea ce este considerat bun în ochii oamenilor lumești și ceea ce este în ochii lui Dumnezeu standardul bunătății, sunt două lucruri complet diferite. Auzind și studiind cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie realizat deja că multe din ceea ce credeai că este corect, de fapt nu este. Și deși trăiești o viață respectabilă după standardele acestei lumi, atunci când Duhul Sfânt îți luminează inima prin standardele sale perfecte a bunătății, tu poți înțelege cât de imperfect ești. Deci, ce fel de persoană a este considerată bună în lumea aceasta? Dragi ascultători, a dicționarul Webster oferă următoarele definiții ale cuvântului bunătate. A fi amabil în virtutea caracterului sau a unei anumite stări. inclinație sau trăsătură de caracter. Oamenii a, ei amestecă standardele spălăcite de bunătate cu propriile lor standarde și aceasta pentru a modela criteriile conștiinței lor. Însă conștiința unui om nu poate fi standardul perfect al bunătății. După cum știți deja din videoclipurile diferența de conștiință și cum conștiința afectează credința, însă și conștiința este un amestec de adevăr și neadevăr, și anume informații incorporate într-o inimă curată și una necurată. Fiind născuți pe lume, pe măsură ce cresc, pe baza adevărului amestecat cu neadevărul, oamenii își formează propriile standarde și un sistem de valori care îi ajută să decidă ce este adevăr și ce nu. În consecință, se formează un anumit neadevăr în conștiința lor, care va diferi în funcție de locul de reședință, în funcție de generație, cultură, tradiții. Mai mult ca atât, chiar în aceeași localitate, reprezentanții aceleși generații, care au mulți alți parametri similari. Necădând la aceasta, ei totuși vor avea idei diferite despre neadevăr. Pentru unii oameni un lucru este bun, pentru alții altul. Ceea ce este considerat bun în unele țări este considerat indecent în altele. Prin urmare, conștiința nu poate fi standardul bunătății absolute. Singurul standard al bunătății este cuvântul lui Dumnezeu, care nu se schimbă în conformitate cu situație și împrejurări. Conștiința pe care oamenii o iau drept standard al bunătății și ceea ce este considerat standardul bunătății, conform cuvântului lui Dumnezeu sunt diferite una de cealaltă. De exemplu, rătămile romane există ideea că răzbunarea copiilor pentru părinții uciși pe nedrept este justificată și este o chestiune de onoare. Însă cu toate acestea, răzbunarea ancestrală nu face decât să înmulțească rău, iar o tragedie de naștere altei tragedii. Prin urmare, Dumnezeu ne spune că este rău să ne răzbunăm pe vrăjmașii noștri, iar să iertăm este bunătate. În Evanghelia după Matei, capitolul 5 cu versetele 43 și 44, se spune: Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă uresc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Și același lucru se spune în roman capitolul 12 cu versetul 20. și scrie, din potrivă, dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă îi este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbunea prinși pe capul lui. Când iubim și iertăm dușmanii, noi prevenim tragedie, care implică adesea o vărsare de sânge după altă. Noi trebuie să studiem cu sârguință cuvântul lui Dumnezeu. El este standardul bunătății perfecte care reflectă inima și voința lui Dumnezeu, care însă și este bunătate. Adevărul pe care l-am învățat, noi trebuie să-l punem în practică. El trebuie să se împlinească în inimile noastre pentru a putea realiza această bunătate de plină și adevărată. Și sunt anumiți pași în procesul de dobândire a bunătății care este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Eta, pentru a ajunge de la primul etaj la al doilea, trebuie să urcăm scările. La fel este și cu credința, care nu este la toți identică și care ne ridică de la un nivel la altul. Există credința noilor convertiți care tocmai au primit mântuirea și există credința perfectă a omului spiritual. Это să ne ajute Dumnezeu pe fiecare din noi, având claritate să ajungem la cel mai înalt nivel de îngăduire lui Dumnezeu la nivelul de om matur în Hristos vă doresc sănătate și pe curând